Emma Răducanu a fost votată de publicul britanic drept personalitatea sportivă a anului 2021 în Marea Britanie, în clasamentul organizat de BBC. Campioană la US Open la doar 18 ani, Emma Răducanu este născută în Canada dintr-un tată român și o mamă chineză. The 2021 BBC Sports Personality of the Year is Emma Raducanu. Thank you. I mean, it's such an honor just to be amongst these nominees. I am really happy with this, of course, and I've watched Sports Personality of the Year growing up, so I'm really humbled to join the amazing past winners. And yeah, I'm also very happy for British tennis that we managed to get this award again. Acum, în vârstă de 19 ani, Răducanu devine prima jucătoare de tenis care a fost desemnată personalitatea sportivă a anului de la Virginia Wade în 1977. Totodată, după câștigarea US Open de anul acesta, Emma a ajuns cea mai tânără britanică care a câștigat un titlu de mare șlem și prima femeie după Serena Williams care a câștigat US Open fără să piardă la set. În 2022, Emma va începe de pe poziția 19 după ce în 2021 a debutat de pe locul 340 mondial.